am invitat pe Zara. Este punctul final al 4 ani de gimnaziu, a 4 ani de cunoaștere. S-a venit și pe emoții, nu a fost chiar atât de ușor. A fost un drum lung de urmat, cu multe sfârșuri și coborâșuri, dar am ajuns la prima opire, finalul gimnaziului. Anii aceștia au fost frumoși, am avut parte de profesori extraordinari, care m-au motivat mereu să gândesc cât mai sus. Fiecare profesor a avut rolul său în viața mea, acest conținut sunt minunate. Mi-ar face plăcere să reiterez momentul minunat al acestor ani, emoții de testelor, ascultărilor, dar vreau să mergem mai departe, deschizindu-ne o pagină nouă, constantă fotografiile și amintirile care îmi vor rămâne mereu în suflet. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci din perseverență. Eu mi-am însucis aceste vorbe, care împreună cu ambiția m-au transformat în eleva care sunt astăzi, o șefă de promoție pe care trebuie să pășească pe urmă cu atunci. Dama dirigintă, prin profesoară de română, ne-a făcut să gustăm din fiecare zi mele. A reușit să ne facă să iubim, dar a și fi curajul să se iubească la rândul ei. Doamna este una dintre cele mai bune dirigente și spun asta pentru că în acești 4 ani am avut ocazia de a o cunoaște cu adevărat, mai mult și mai mult la fiecare oră de dirigenție petrecută împreună. Pentru voi vom urma 4 ani minunați în care veți avea o persoană minunată care să vă îndrume. Spumând că am putut face parte din clasa doamnei de română pentru că este o persoană unică, iar pentru mine este chiar mama de la școală. Mulțumesc din suflet pentru că mi-a deschis orizonturile și m-a făcut să privesc dincolo de posibil, să privesc lucrurile dincolo de aspectul meu important și să încerc să fac cum posibil, să mă depășesc pe mine. Toate acestea pentru a ajunge din să vin către perfecțiune. Toți profesorii mi-au spus că învățăm de noi, dar niciodată nu am început aceste cuvinte, însă acum înțeleg ceea ce fac pentru ei. Am primit la excelență nu pentru perfecțiunea aparentă instantanee, nu pentru o poză, nu pentru un revenire de lucru. Mi-am dorit performanța din tot sufletul, mi-am dorit să fiu cea mai bună la tot ceea ce fac, ca să pot ajuta și eu la lucrul meu. A fi premiat înseamnă să fii sunt eu, ca să privești în jur și să înțelegi adevărul eu în spatele fiecare lucru. Premiat va ajunge cel care își mărturisește dragoste pentru carte și care va plăta școala în adâncul sufletului. Acolo vreau să dăpostesc și eu anii gimnaziu, programele de lumină ale mei în mereu. Fiți ambițioși pentru că fiecare dintre voi are potențialul de a ajunge cea mai bună versiunea sa. Sper să aud că toți veți fi șef de promoție pentru că ați învățat și ați fost dorit să fiți uitași. Sper să fiți mai buni ca mine, sper să aud doar pe bine și sper să mă faceți mult mai bun. Aș dori să fiu o rugăminte. Vă rog să încercați să fiți mai buni ca noi, generațiile trecute, pentru că așa v-am făcut toți unii de voi. Vă mulțumim tuturor profesorilor pentru prezența candidată. Mulțumesc, Cezar!